Cei de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici ne-au pregătit o serie de evenimente culturale și chiar în acest weekend vom discuta despre unul dintre ele împreună cu Mihail Agafița, director artistic și prim dirijor al Filarmonicii Naționale, și Svetlana Bivol, directoarea acestei instituții. Și vă invit și pe voi, cei de acasă, pe 18 iunie să admirăm un spectacol extraordinar, Carmina Burana, dar mai multe detalii o să ne dea invitații noștri. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și mă bucur foarte mult că veniți să povestiți despre lucrurile frumoase, nu doar despre durere și tristețe. A fost un an în care ați muncit pe toate fronturile. Exact! Am muncit mult și acum e timpul să facem niște totaluri. Mâine și poi mâine avem câteva concerte cu care încheiem stagiunea muzicală. Ori după asta facem un postludiu și ne mutăm la Butuceni. Facem acolo stagiunea estivală și ne simțim foarte bine și acolo și aici. Și de fapt nu ne-am oprit din activitate niciodată. Toată stagiunea am muncit. Când a fost interzis, am făcut repetiție, am pregătit foarte multe proiecte. Ori atunci când s-au deschis ușile pentru spectatori, am prezentat mai multe evenimente foarte frumoase și impresionante. Acum, bineînțeles, că această cantată, Carmina Burana, care este o lucrare de referință a secolului 20, care întotdeauna trezește emoții absolut fantastice, ne-am propus să o interpretăm la final și, de fapt, împreună cu domnul Mihai, am avut ideea să o facem pe ruinele Filarmonicii. Eram pornit să o facem acolo, că chiar este din peisajul acela, dar nu ni s-a permis, că este destul de periculos. Atâția oameni, peste 160 de artiști. Din punct de vedere al siguranței, nu ați primit acordul. N-am primit acordul și atâția artiști, totuși am găsit noi această soluție la Teatrul de Vară, el este foarte ok și logistica ne asigură compania Eventica Group, care de fapt asigură condiții foarte bune pentru artiști, spectatorii să-și iau umbreluțele dacă vor vedea că vine un norișor, dar cum a scris Mihai pe Facebook, îmi place foarte mult că ploile de vară sunt foarte vesele și se termină foarte repede. Da, e adevărat. Maestre, cu atâția instrumentiști de valoare pe scenă, de mult nu ați urcat. Îmi dau seama că v-a fost dor de emoții. Da, mi-a fost foarte dor, mai ales că această lucrare, Carmina Burana, am dirijat-o de foarte multe ori și aici și la noi și în turnee și prin Spania și pe, în mai multe țări, dar chiar de mult n-a fost și acum cu toții suntem dornici de scenă și cu toții suntem foarte bucuroși că ne-am adunat împreună și că am reluat lucrarea aceasta pe care o vom prezenta cu mare drag publicului. Așa, 160 de instrumentiști. Instrumentiști și coriști. Și coriști. Și cor de copii avem. Apropo, un grup vocal de copii, toți copii artiștilor din scenă. Adică nu este foarte mare, dar așa e scrisă partitura de Carlo Orf, unde într-un episod este cor de copii, această voce inocentă, acest timbru al vocilor de copii, de o culoare absolut diferită și vreau să vă zic, copiii se simt foarte bine scenă și vreau să anunț soliștii, că este foarte important. Avem trei soliști vocali, Tatiana Costiuc, soprana, Ion Timofte, tenorul, și Andrei Otean, care are voce de colorit, aș zice eu, bariton, iar în orchestră vor fi doi soliști, pianiști, Anandole Lapicus, Yuri Mahovici, pianiștii noștri renumiți, duetul de pianiști. Și apropo, premiera acestei lucrări a avut loc tot în iunie 1937, pe 8 iunie, și a fost primit foarte contradictoriu, deoarece are o muzică neobișnuită, într-un fel, mai ales pentru începutul secolului 20, cu foarte multe mijloace de expresie mai puțin tradiționale, atipice, și deoarece la bază stau 24 de poezii a poeților din secolele 11, 12, 13, deci în această paletă de vers se includ foarte multe stări și emoții ale omului, de la cele mai supreme, dragoste, viață, moarte, până la cele mai joase, aș zice eu, cu toate viciile, cu toate... Așa cum suntem noi cu toții. Da, și Carlo Orf a încercat să transmită aceste emoții și aceste stări extraordinar. Nu întâmplător, această lucrare este cea mai, după mine, cea mai renumită din secolul 20 și concurează cu foarte multe altele.
Ori prima versiune a fost scrisă, apropo, pentru două piane, cor și percuții. Nu degeaba o să avem și noi cinci percuționiști în această reprezentare. Adică sperăm să fie una foarte, foarte impresionantă. Și Eventica Group va asigura și transmisiune online, care este înseamnă importantă. Că cei care nu pot să vină la spectacol, să-l vadă, să-l simtă acolo, o pot să se conecteze online pe pagina Filarmonii și pe pagina Eventica. Pentru vară, ce să ne așteptăm? Ce weekenduri să ne rezervăm ca să mergem la Orhei Vechi și acolo să admirăm? În primul rând, vreau să menționez că noi n-am renunțat la ideea concertului pe ruinele Filarmonicii. Adică oricum vrem să-l facem. Îl facem a doua zi sâmbătă și îl facem cu două formații mai mici, cu formația pe care o reprezint eu, Select Quartet, în partea întâi a concertului, și partea a doua a concertului vor cânta colegii noștri de la Concertul Nou Acordeon Band. Așa, deci va fi un alt spectacol a doua zi după Carmina Burana, sâmbătă, care va fi și el transmis online. Dar după aceasta pregătim alte două spectacole, după cum a spus și doamna Svetlana, la Butuceni. Iarăși, spectacolele vor fi foarte diferite. Unul este din cadrul Terapia prin muzică, proiectul pe care l-am făcut eu împreună cu domnul Ion Moldovanu, cu domnul profesor neurolog. Așa, deci un proiect de cercetare pe de-o parte, foarte important pentru știința Republicii Moldova, dar pe de altă parte este și un proiect frumos, este la 7-a ediție deja, și în acest proiect vom cânta o simfonie de Mendelssohn, Scoțiană numărul 3, foarte frumoasă, dar și în premieră absolută pentru Republica Moldova, o lucrare foarte interesantă care se numește Geneza, semnată de un compozitor contemporan din Israel, care se numește Baruch Berliner. Lucrarea este pentru declamator și orchestră simfonică, adică se povestește oarecum anumite file din Biblie despre facerea lumii, facerea omului, despre Cain și Abel, Noe, despre potop, despre și în final despre legământul lui Dumnezeu cu oamenii, cu orice făptură de pe pământ de altfel. Declamator va fi maestru Nicolae Jălescu. Toate aceste texte sunt însoțite foarte frumos și ingenios de o muzică deosebită scrisă de compozitorul Baruch Berliner, și mai sunt însoțite și de animație, deci de un film de animație care va fi proiectat pe două ecrane. Deci este un mega proiect care va avea loc pe data din 1. E o combinație de mai multe arte. Da. Va avea loc pe data din 1 iulie la Teatrul de Vară din Eco Resort Butuceni. Și este un cadru absolut perfect pentru o asemenea muzică, pentru meditație, pentru percepere, deoarece este chiar de acolo, chiar din acel peisaj. Minunat. Și ca o overtură mică pentru acest mega concert, va fi un alt concert mai cameral, unde va participa iarăși formația noastră Select Quartet, dar și Select Quintet, adică o altă formație bazată pe Select Quartet, dar un pic mai extinsă, care în partea întâia va cânta tot muzica lui Baruch Berliner, o muzică foarte frumoasă, și în partea a doua vom prezenta un program de muzică klezmer, un program de muzică evreiască. Deci klezmer, muzică și balcanică, și vom povesti despre anumite istorii, despre călătoriile evreilor, interacțiunile cu alte popoare, cu alte culturi și ce a ieșit din asta. Deci va fi o serată foarte interesantă, iarăși la Teatrul de Vară din Butuceni. Deci suntem în deplină pregătiri și în muncă și cu foarte multe proiecte și puși pe treabă și puși pe realizări frumoase. Încă o secundă, Mihai este un povestitor extraordinar și va face aceste explicații minunate pentru spectator, dar vreau să fac încă un comentariu, că pe data de 19 mai avem un concert, noi deci utilizăm toate forțele artistice, Orchestra de Muzică Populară Folclor, la ora 12 în Parcul Alunelu, își va prezenta spectacolul de încheiere a stagiunii, adică așa cum îmblăm noi printre case acum, când nu prea avem locul nostru de bază, deci unul la Teatru de Vară pe 18, unul pe ruine, și unul la Alunelu. După care la Orheiul Vechi.